Ho, că a trecut! A trecut Crăciunul, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Este luni 30 decembrie și doar câteva ore ne mai despart de noaptea de Revelion. Am sărbătorit, am mâncat, am băut, ne-am odihnit, ne-am bulgărit. De unde? N-am avut zăpadă. Alina... Poate au avut alte persoane la munte, cine da, și-a permis să se ducă la munte. Noi am rămas în Pitești, vorba ta, am mâncat, am băut. Ce bun a fost cozonacul. Ce bun a fost cozonacul, ce bun a fost tulburelul. Eu am fost la corabia, la socrii și chiar a fost nemaipomenit. Ne-am relaxat, ne-am ieșit, ne-am întâlnit și cu unchi, cu prieteni, cu mătuși, cu... Așa în, familie. În familie. Se pentru face că... Crăciunul, evident. Evident, Crăciunul se face. Domnul Vergea, dumneavoastră, pe unde ați prestat de Crăciun? Da? Acasă în familie. Toată lumea acasă în familie. Lasă-mă că vine Revelionul acum și... Va fi tot acasă în familie, nu? Ți-ai făcut planuri, apropo, că discutam noi acum ceva timp despre Revelion, că ți le vei face planurile pe ultimii 50 de metri, așa. Evident, cum fac în fiecare an, însă, cum îți spuneam, nu contează unde, dacă ai cu cine. Și cu cine. Evident, alături de persoanele dragi, nu mai contează. Probabil voi fi și eu în centru să văd focul de artificii. Gata, ne vedem acolo cu toții. Tradiția avem... de ani de zile, evident. Tradiția de ani de zile pe 31 decembrie. Mâine seară ne întâlnim în piața primăriei. Vom avea parte de un revelion cam poveste, așa cum s-a întâmplat de altfel și în ultimii ani. Avem trupa Talisman, avem Sandraen, focuri de artificii, 500 de sticle de șampanie. Vom spune la mulți ani, ne vom bucura de trecerea dintre ani mâine seară, așadar în piața primăriei, începând cu orele 23. Până una alta, câteva, am înțeles că ne-ai și pregătit horoscopul pentru anul 2014, horoscopul pentru 2014, dar îl lăsăm puțin pe mai târziu. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat de-a lungul anilor într-o zi de 30 decembrie. În 1916, la Budapesta, a fost încoronat ultimul rege ungar, Carol al IV-lea. În 1922, tot pe 30 decembrie, a fost ratificat tratatul privind înființarea Uniunii Sovietice sub forma unei unii mai multor republici, care s-au dezmembrat în 1991. În 1947, regele Mihai I este forțat să abdice și să renunțe la conducerea statului. Era programată Republica Populară Română. În 1976 se constituia societatea româno-franceză Olsit. Bătrânul Olsit, cine-și mai aduce aminte? În 1986 începea invazia americană în Honduras. În 1993 Israelul și Vaticanul stabileau relații diplomatice. Iar în 2006, pe 30 decembrie, fostul președinte al Irakului, Saddam Hussein, a fost executat după ce fusese găsit vinovat de crime împotriva umanității de Tribunalul Special din Irak. Ziua Națională a Republicii Madagascar se sărbătorește pe 30 decembrie. Era și o melodie, dacă mi-aduc eu bine aminte. E noapte în Madagascar. Știi cine o cânta, nu? Trupa cu nume de tren. Da, Marfar. Da. Da. La mulți ani celor din Madagascar. Noi ne pregătim de la mulți aniul nostru tradițional de mâine seară, atunci când vom păși cu toții în 2014. Ea spune, mai fost colindată de sărbători? Au venit colindători. Nu, dar am colindat eu. Nu trebuia să fac și niște bani pentru pocnitori și petarde. Ai colindat tu și ai primit ceva așa substanțial. M-a ajutat și petard, tocmai de 24 de ani. Mi-am făcut două codițe, mi-am pus fest și am plecat. Din casă. E frumos, dacă ai fost de colegi, bănuiesc că n-ai fost singură. Nu, n-am fost singură. Deci ai fost de colindeță. Și am fost și colindată, evident. E, da. Deci de colindeță ai fost prezentă de sărbătorile de Crăciun, dar te pregătim și pentru anul nou, pentru că ajunul anului nou este însoțit peste tot de vechi obiceiuri și superstiții. Unii nu le iau în seamă, alții doar se prefac. Cert este că multe dintre ele sunt comune mai multor popoare și le întâlnim de foarte multă vreme, de la vechii celți, la români sau la coreeni și chinezi. Pentru a fi sigur că anul nou va aduce toate acestea, românii respectă cu sfințenie toate tradițiile, dar și superstițiile legate de Revelion. Dacă vă închipuiți că tot zgomotul care însoțește trecerea dintre ani este doar un mod de a sărbători, e bine să știți că nu-i chiar așa. Etnologii spun că așa se alungă spiritele rele. Niciodată să nu măturați atenție în ajun de an nou, adică taman astăzi, pentru că alungați prosperitatea, nici nu trebuie să dați lucruri afară din casă, nici măcar gunoiul, dacă nu ați făcut-o ieri, amânat pe 1 sau pe 2 ianuarie, altfel veți avea casa goală tot anul. Cine nu își dorește bani? Păi pentru asta trebuie să aveți mulți bani în buzunar la miezul nopții, mare atenție, mâine seară. Până atunci trebuie plătite și datoriile, altfel un an întreg veți da
bani tot timpul. Nu e bine nici să dați cu un împrumut, pentru că veți sărăci. Se mai spune că dacă spălați rufe, vă merge rău tot anul. Gospodinelor, bănuiesc că deja v-ați făcut programul astfel încât să nu mai aveți nimic de spălat. Cei mai superstițioși spun că e bine să nu spălați rufe până la bobotează, când se sfințesc și apele. Nu folosiți foarfecele pentru că tăiați norocul. Pentru noroc trebuie să aveți haine noi și mai ales ceva roșu în noaptea de Revelion. O culoare veselă care atrage energiile pozitive, cum se zice, să nu plânge, să nu vă certați, pentru că așa va fi tot anul. Încercăm și noi acum cât putem. La miezul nopții deschideți ușa, anul vechi trebuie să iasă și să intre cel nou, iar îndrăgostiții trebuie să se sărute sub vâsc. La început de an, fiecare om își dorește sănătate, fericire și mult noroc. Și cum ora zero e bine să te prindă sub vâsc? Planta, considerată sacră în antichitate, a fost la mare căutare în ultima zi a anului. Odată atârnat deasupra ușilor, se crede că vâscul protejează oamenii împotriva tuturor relelor. Ți-ai luat vâsc? Nu mi-am luat. De ce nu ți-ai luat vâsc? Uitat, păi să faci bine, să-ți iei, că mai sunt doar câteva ore timp. Pentru prosperitate, pentru... Și trebuie să mă pup sub vâsc, da? Și am trebuie neapărat să te pupi cu prietenul tău sub vâsc, ca să vă meargă bine tot anul. Poate cine știe, la anul bat clopotele mitic de nuntă. Ziceam și eu, dădeam cu... Nu cred că este cazul. În fine. Așa, și apropo de aceste predicții despre astre, de ce ne rezervă 2014? Este un an destul de bun, o să afli imediat detaliile și la leu, însă începem cu berbec. Te rog. O mare promisiune pentru berbec este la capitolul dragoste. Vorbim de un mare orizont de așteptare cu accent pe lunile de vară. Este un an de creativitate, iar toate talentele sunt încununate de succes. Sunt bine aspectate activitățile de grup, drumurile scurte, reuniunile și aveți succes în munca de echipă. Este mult de muncă la serviciu, iar ritmul este mai alert până în luna iulie. Gemeni, colaborați în paralel cu serviciu și câștigați bani pentru a acoperi anumite goluri. Rezolvați lucruri legate de comunicare, dar veți avea parte și de multă alergătură. Rac, sunteți vedeta anului, rezolvați ce v-ați propus, dar vor apărea și noi responsabilități. Ajungeți într-o postură de succes, veți câștiga bani, dar îi veți cheltui la fel de repede. Leu, vi se trage atenția unde trebuie să interveniți și anume la capitolul sănătate. Căpătați însă experiență în străinătate, poate faceți un concediu sau vă îndrăgostiți foarte tare. Fecioară, veți avea din nou acel as în mânecă. Este bine aspectată casa banilor, câștigați mult, dar veți cheltui la fel de mult. Trebuie să vă asigurați însă sănătatea. Balanță. Este un an special până în luna iulie, fiind un an de carieră. Sunteți în centrul atenției, este un ritm nebunesc, este multă activitate. Cine nu are o relație, poate să întâlnească pe cineva. Scorpion. În sfera carierei ajungeți într-o postură în care este posibil să aveți de suferit. Poate o să vă fie greu la serviciu. Puneți însă un mare accent pe sfera sentimentală. Săgetător, este bine aspectată casa banilor pe care îi puteți câștiga, astfel că vor apărea recompense. Luați în serios sănătatea dumneavoastră și ocupați-vă mai mult de ea. Capricorn, este un an în care vă definiți relația sentimentală. Luați o decizie dacă rămâneți sau nu acolo. Vi se cere mai mult de la serviciu, dar și recompensa va fi pe măsură. Vărsător, partea de confort vine la serviciu și găsiți soluții bune aici. O să vă fie foarte bine și pe plan sentimental, iar începând din luna iulie până în 2015 este o perioadă bună pentru căsătorie. Pești. Vă puneți în valoare un talent și aveți multă creativitate. O să vă fie bine la serviciu, iar pentru cei care nu au, este posibil să-și găsească un job. Din păcate însă, veți cheltui foarte mult în acest an. Gata, Maria? Am terminat? Bă, e am mare! În mare să știi că le-ai cam nimerit. Da, i-am spus lui Alex că o să se căsătorească în... Vergea? Vergea, că este vărsător, da. Vergea, vărsătorule, la mulți ani, băiatule, la anul poate bat clopotele.
Om 3 și om vedea ce se va întâmpla în 2014. Vă dorim și noi să aveți parte, multă sănătate, fericire, realizări de pline și până una alta, pentru nativii zilei de astăzi, aflăm că își pot impune punctul de vedere doar prin câteva cuvinte. Adepții ai stabilirii tradițiilor și metodelor ei se vor încrede doar în ceea ce este adevărat și încercat deja. Persoanele extrem de valoroase în conducerea unei afaceri sau organizații, ei detestă insuficiența și risipa de orice fel. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, să aveți parte o zi frumoasă, pregătiți-vă de noaptea de Revelion și să ne întâlnim cu bine în piața primăriei. Avem invitații în câteva momente la Antenața. Ghiciți cine? Tu știi, nu? Eu știu. Tu știi? Și eu știu. Rămâneți cu noi, în câteva momente vom afla cine vor fi invitați astăzi în platou. Înainte cu aproape 48 de ore, înainte de trecerea noul an, am plăcerea să invit și să iau alături de mine în această dimineață pe colegii mei. Echipa Antenei 1 Pitești, alături de noi. Bună dimineața, bun găsit, bine ați revenit. Mă bucur că suntem împreună și în acest final de an, așa cum am făcut-o și am fost și acum un an. Avem producătorul emisiunii, Cristina Munteanu, și, bineînțeles, colegii care o să, evident că îi cunoașteți, facem cunoștință de la stânga la dreapta. Simona Pomazan, o știți de la Observator, de la emisiunea Administrația la zi, de în fiecare miercuri după amiază, din campaniile care se implică alături de colegul Costi Ivașcu. Ce ar mai fi de spus decât că ea este corespondent Antena 1, Antena 3, Antena GSPTV. S-a și rebranduit. Apoi avem pe Mariana Zaharia. Cine nu cunoaște pe Mariana Zaharia? În fiecare marți după amiază, de la ora 16, o vedeți la ediția specială din două în două săptămâni. Că la o săptămână este Costi Ivașcu, năbădăiosul nostru coleg Costi Ivașcu. Despre Mariana Zaharia spunem că este redactorul șef, bineînțeles, iar ediția specială pe care o realizează Mariana Zaharia împreună cu Costi Ivașcu este, pot să spun așa, nava amiral a Observatorului, pentru că este o producție a Observatorului. Exact, așa este. Producătorul știe tot. Te rog, continuăm. Andreea Șerban. Andreea Șerban, care este editor știri, este vocea din spatele știrilor. O auziți mai des la buletinul meteo și nu numai, chiar și la știri. Apoi trecem mai departe la redactorul șef, operatorul șef și realizatorul Ionuț Manta, corespondent Antena 1, Antena 3, GSPTV, repriza de sport prezentă la final de an aici în, alături de noi. Ionuț, salutare! Și la final, dar nu ultimul, dar nu cel din urmă, Marian Mihai cu Arena Politică, tizul meu. Marian, ce ar fi de spus? Nu ultimul, penultimul. Costi Ivașcu a sărit din schemă. La microfon, la microfon. Nu ultimul prezentat, penultimul. Ultimul este Costi, care este cea de-a doua locomotivă a redacției. L-am lăsat, băi, pe Costi, băi. Costi este simbolul echipei Antena 1 Pitești. El este cel care intră în direct la Neața cu Răzvan și Dani, cel care a realizat tot felul de campanii umanitare, cel care se implică peste tot și oriunde, Costi Ivașcu. Uite, așa și trage spuza pe turtă Marian Matei, care vorbește de matinalul lui și urmează matinalul cu Neața cu Răzvan și Dani. Era firesc să ții partea lui Costi. Da, Marian, să știi că dau după emisiune dau tot ce vrei tu, la ce câte ai spus acum și la cât mai lăudat. Să gândește că poate vorbești la Neața cu Răzvan și Dani și despre matinal. Sunt niște realizări, sunt niște realități, de fapt, realizări. Sunt niște realități, trebuie să spunem lucrurile pe nume, de ce să dăm cotită, cum o se zice. Așa. Bun. Ce avem de făcut? Cum a fost 2013 și ce ne dorim de la 2014? Începem cu Mariana Zaharia, pentru că vreau să întreb dacă i-au ieșit cozonacii. Da, au ieșit foarte buni cozonacii, Marian. 2013, aș vrea să vorbesc nu în nume personal, ci în numele redacției pe care o reprezint. A fost un an bun. Redacția Antena 1 Pitești s-a implicat în mai multe campanii umanitare și acesta cred că e unul dintre cele mai importante lucruri. Am reușit să ajutăm, zic eu, mulți oameni, dar despre aceste lucruri o să-i lăsăm pe ei să vorbească și să spună faptul că i-am ajutat. Pe de altă parte, toate evenimentele importante, de multe ori tragice, într-adevăr, care s-au petrecut în județul Argeș și telespectatorii le-au aflat prima dată de la noi și zic că asta înseamnă că ne-am făcut așa cum trebuie meseria. Ediția specială, pentru că ai vorbit despre ea, este proiectul de suflet, dacă vrei, al meu și al colegului Costi Ivașcu.
intenționăm să facem din ea o emisiune de calitate. Și să o dăm altui moderator. Da. Aviz producătorului pentru 2014. Avem Maria Mihai disponibil și așa face o dată pe săptămână. Așa? Spun că este proiectul nostru de suflet pentru că discutăm aici subiecte sociale. Am încercat să aducem în fața telespectatorilor lucrurile care îi dor cel mai tare. Lipsurile pe care le avem, problemele pe care le avem în societatea de astăzi și atunci spun eu că este altceva și este o emisiune de care era nevoie în grila Antena 1 Pitești. În plan personal, cea mai mare realizare a mea rămâne cea de anul trecut, adică fetița mea. Important este că e sănătoasă și frumoasă și mai mult de atât ce aș putea să-mi doresc. Doamne ajută să vă trăiască, să vă bucurați de ea și să ajungă exact ca mama, așa, moderatoare de televiziune, realizatoare și... Eu mi-aș dori să ajungă stewardeză, dar în fine. Eu să nu mai aud avion. Scurt. No comment. Mulțumim, Mariana. Simona Pomazan. Simona, câteva cuvinte despre ce înseamnă 2013 pentru tine, care ar fi așteptările de la 2014, cu bune, cu rele. Bună dimineața, Marian, bună dimineața, colegi, bună dimineața, dragi telespectatori. Ei bine, 2013, un an cu bune și rele, dat fiind și cifra 13, sunt o persoană superstițioasă și nu pot să trec peste asta. Pe plan profesional, a fost un an bun. De ce? Pentru că în 2013 Antena 1 a fost în sărbătoare, am împlinit 20 de ani de existență, iar eu vreau să spun că și eu am împlinit vreo 15 ani de existență și de aceea pot să spun că a fost un an frumos, o continuitate în Antena 1. Aș vrea să vorbesc și peste 5 și peste 10 ani despre același lucru, să sperăm că optimismul meu se va valorifica. A fost un an frumos, pe plan personal au mai fost și supărări, trecem și peste ele, un an cu împliniri, cred că și în Antena 1 Pitești, sper că a fost totul ok, au fost evenimente, au fost știri la care... alături de colegii mei am răspuns prezent, am ajuns în casele telespectatorilor noștri, administrația la zi în fiecare miercuri, cred că telespectatorii mei mă susțin și cred că au fost de acord cu mine în tot ceea ce am propus. Am încercat să venim în sprijinul lor, să le răspundem problemelor cu care se confruntă. Ce să spun, Marian? Un an cu bune și rele, îl încheiem, nu vreau să mai vorbesc despre 2013, mă gândesc la 2014, vreau să fie un an mai bun, atât pentru mine, cât și pentru băiatul meu, Radu. Exact ca la fotbal, a trecut meciul ăsta, de gândit la următorul. Mulțumim frumos, Simona Pomazan. Alina, despre noi o să vorbească producătorul, da, așa că nu ne... Da. Mai departe, colega Andreea Șerban, editor știri, editor cu de toate, te rog. Omul multifuncțional de la Antena 1. Multifuncțional, spune-ne, te rog. Bună dimineața. Păi, pentru mine 2013 a fost un an frumos. Sunt modestă, sincer, să fiu așa. Și frumoasă și modestă. Mulțumesc. A fost un an frumos, au fost într-adevăr și momente grele, nu numai pe plan profesional, ci și personal, dar important este că am reușit să trecem peste ele. De la 2014 îmi doresc în primul rând să termin școala, să scap de ea, sunt în ultimul an la master și o să am dizertația și gata. Oh, și... baftă, ține pumnic dizertație. Și cam atât. Și ce vreme să anunțe de Revelion, dacă ai cumva... Măi, am înțeles că nu vreau să fie zăpadă. Da. Te riști. Vedea. Zic eu. Să vedem ce va fi. Confirm. Și am înțeles mă susține. Să fie zăpadă după Crăciun. Da. După Revelion. După Revelion, domnul coleg. Te rugăm. Mai departe, merge la colegul nostru Ionuț Manta, repriza de sport și tot ceea ce ține de sport în materia aceasta aflăm numai de la Ionuț Manta în fiecare luni de la ora 16 și 5 minute, dar nu numai, pentru că este corespondentul nostru, Antena 1, Antena 3, GSP TV, este operator șef plus multe alte titulaturi. Ionuț, cum a fost 2013? Din punct de vedere sportiv, anul 2013 a avut și lucruri foarte bune, au fost și lucruri foarte negative. În 2013 Pitești a fost orașul european al sportului, dar din păcate a avut și o bilă neagră, echipa FC Argeș și a dispărut de pe harta fotbalului. Știm cu toții, a intrat în insolvență și se pare că în 2014 va fi pronunțat și falimentul acestei echipe. Sperăm ca în 2014 să fie unul mai norocos, adică
echipa primăriei, să zicem, Pitești să promoveze în Liga a doua și să avem și lucruri bune despre care să vorbim la repriza de sport în fiecare luni, așa cum spuneai, la 16 și 15 minute. Și de ce nu și alte echipe să promoveze și sportul argeșan să redevină acolo unde cred eu că este locul pe prima scenă. Mulțumim foarte mult, Ionuț. Manta îmi place promo cu viorile, cu fetele. Da, da. Mulțumim. Mai departe, l-avem pe colegul și prietenul nostru, Marian Mihai. Mare, om, mare caracter, se ocupă de tot ceea ce ține de politică, știe absolut tot, cine cu cine, care cu nici care, Ponta, care pe care. Nici care... Ponta nu știe care pe care și cine cu cine, da, eu. Da, spune-ne. Mare om, da, într-adevăr, la 96 de kilograme, chiar sunt mare. În viu. În viu, da, într-adevăr. Cum a fost 2013? O să încep, o să încep cu nerealizările, deci încă n-am ajuns cel al doilea milionar în euro din antenă. Dar nu, urmează probabil. Da, nu știu. Încă n-am candidat la nicio funcție politică și publică, dar au candidat alții și ați văzut cu ce ne-am pricopsit. Bun, deci din punct de vedere politic, anul 2013 n-a fost la fel de liniștitor cum ne așteptam noi. A fost probabil la fel de agitat ca 2012, care a fost un an electoral, și urmează 2014, care tot an electoral avem. Avem europarlamentare și aceeași agitație, coaliții, unii se adună pe la colțuri, alții se sparg la colțuri. În figuri. În figuri, într-adevăr. Încă așteptăm acea liniște promisă și de USL, așteptăm opoziția să spună cuvântul până la urmă, dar constructiv. Așteptăm liniște, stabil, pentru că politica înseamnă și diplomație, înseamnă mai multe lucruri și până la urmă stabilitatea politică și administrativă ne dă o stabilitate economică și de asta avem nevoie, pentru că oamenii asta trebuie să înțeleagă, că dacă cei din conducerea țării se pun la aceeași masă și gândesc o singură minte până la urmă, vom avea bani și în buzunare, vom avea și servicii, joburi stabile și până la urmă asta contează. Locul 2014 va fi an electoral și va fi un an destul de agitat. Da, punctul va ăsta fi, de vedere. Va fi și... O să ai de muncă. O să ai de muncă. Da, și încă așteptăm acele majorări de salarii de la 1 ianuarie 2014, vină... promise de guvern, dacă până la urmă bugetul... Știi că după sărbătorile de iarnă vin Paștele. La Paștele, așa, găsim și noi. Și mă gândesc să așteptăm de la guvern să ne mărească salariile. Da, da, vom vedea. Mulțumim, Marian Mihai, acum trecem la cea care ne conduce. Pe și Costi. Am uitat, mă, de Costi. Bă, ce am, măi... No. Costi șefa, Vașu. Aveți onoare. Costi... Nu, 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 șefa e ultima. Am uitat de Costi. Cum a putut să-l... Chiar am onoarea să-l las pe Costi Vașcu să vorbească. Te rog, Costi. Costelo. Cum a fost 2013? Cu bune, cu rele și ce așteptări avem de la 2014? Hai! Pentru mine 2013 a fost un an destul de bun. Da, și greu până la urmă. Și sincer să fiu, mă bucur că există încă cea mai mare realizare a mea, faptul că fac parte din familia Antenei 1 Pitești și până la urmă și a Antenei 1, având în vedere că suntem și corespondenți. Mă bucur și sper să și la anul să fim invitați la tine în emisiune și să vorbim despre același lucru. A fost, sincer, mai mult un an cu bune, pentru că sunt de obicei mai optimist, cum e și colega mea, Simona, sunt mai optimist și văd lucrurile bune. Vreau să vă spun că am prezentat primul meu spectacol. Casa de Cultură Adriana Trandafir din Bascov mi-a oferit această ocazie. Pentru mine este o realizare. Nu am făcut niciodată așa ceva. Cum și e? Sincer, cum să spun, este o mare diferență. Mă aflu acum în fața camerei, dar este o mare diferență să vorbești în fața unei camere și să vorbești apoi în fața unei săli pline. Ai văzut pline de oameni. Am vreo 15 ani la activ cu prezentări. 15 ani. 15 felicitări. Cât felicitări. Simona Pomazan de Antena 1 Pitești, la mulți ani, doamna. Te rugăm. Da. Și am prezentat și prima zi de comună, bineînțeles, tot la Bascov. Erau mii de oameni, deci imaginați-vă. Da, sunt realizări. În rest, v-am spus, rămân cu cea mai mare realizare, faptul că fac parte din familia Antena 1 Pitești și vă mulțumesc pentru asta și mulțumesc tuturor colegilor. Costi, n-a fost... au fost aceste spectacole pe care spui că le-ai prezentat, însă nimic nu am vorbit despre campania pe care ai organizat-o împreună cu colegii noștri, împreună cu Simona Pomazan și, bineînțeles, cu sponsorii, cu cei care au contribuit din plin la bună desfășurarea campaniei Ajutor pe Moș Crăciun, care s-a desfășurat pe 15 decembrie la Euromol. Câteva cuvinte și despre acea campanie. Da, să știi că a fost o campanie a Antenei 1 în colaborare cu Centrul Comercial Slava și Asociația Oamenilor de Afaceri din Argeș. Este
una dintre campaniile noastre destul de frumoase până la urmă, pentru că am făcut-o pentru copii, pentru copii sărmani. Este o campanie care a mers extraordinar de bine, pentru că foarte mulți oameni au venit și au dăruit jucării copiilor sărmani și vreau să vă spun că toată echipa Antenei 1 Pitești s-a implicat în această campanie și nu numai echipa Antenei 1 Pitești, ci și partenerii noștri, așa cum spuneai și tu. Și colega mea, Simona Pomazan, s-a implicat. A fost primul spectacol, dacă nu mă înșel, Simona, pe care l-ai prezentat. Uite, puteai să treci la realizări până la urmă, pentru că te-ai descurcat destul de bine. Spuneai că ai avut emoții, nu-ți imaginezi ce emoții am avut eu. Cu atât mai mult cu cât erau sute de oameni, sute de copii. Copiii lucrez mai greu, sunt mult mai sensibili, mult mai să ajungi la sufletul lor. Dar iată că noi am ajuns, într-adevăr, foarte multă lume a răspuns apelului nostru și nu putem decât să ne bucurăm și să le mulțumim din suflet pentru acest lucru. Dacă da. Te uitai la Dan Negru, nu aveai probleme, dar oricum te descurca foarte bine pe scenă. Da. Pentru copii, glumeam și noi acum la final de an. Da, a fost o campanie și vreau să vă spun că nu o să fie singura campanie pe care Antena 1 Pitești o să o facă. Chiar vrem să transformăm acest eveniment de la Euromall, o să vă spună probabil șefa mai multe, într-o tradiție, pentru că a fost prima ediție, Ajută-l pe Moș Crăciun anul acesta și anul viitor cu siguranță va fi a doua ediție, dar vom mai avea și alte campanii pe care Antena 1 Pitești, în colaborare cu diferiți parteneri, le va face. Da, mulțumesc foarte mult, Costi Vașcu, iar acum, doamnelor și domnilor, ați voie să prezint pe cea care ne conduce, dar și cea care ne produce. Directorul Antenei 1 Pitești, Cristina Munteanu. Câteva cuvinte, cum a fost 2013, cu bune, cu rele? Îi ascultam pe colegii mei și mă gândeam că fiecare dintre ei a spus lucruri extrem de interesante și aproape la fiecare mi-aș dori să completez câte ceva, pentru că ei sunt foarte modești. Să știți că 2013 a fost un an greu, dar foarte frumos. Cum o fi asta și greu și frumos? Păi este foarte simplu. Antena 1 Pitești simte cu toți oamenii ei ceea ce simte fiecare român din țara asta. Marian Mihai, realizatorul emisiunii politice, a fost extrem de diplomat. Da, suntem o țară de oameni săraci sau suntem săraci într-o țară bogată, pentru că n-am să mă sfie să o spun, avem politicieni care au și interese diferite, dar a fost diplomat în orice caz. Sigur că stă lângă Ionuț Manta, care face repriza de sport, o mare realizare, am luat-o invers, o mare realizare a Antenei 1 Pitești, pentru că redacția sport s-a închegat bine alături de Simona Pomazan, fiind corespondenți GSP TV. Sigur că au deja informație foarte bogată din sport și au reușit să pună pe picioare un domeniu foarte important în redacția sport aici la Antena 1 Pitești. Sportul oricum este mai fair play decât politica. În privința Andreei, este o mare realizare Antena 1 din nou, pentru că Andreea face parte oficial din rândurile noastre începând din acest an. Ea este nu omul bun la toate, este omul care știe foarte mult și care învață continuu, este un, îmi vine să-i spun copil, pentru că o știm de mică, este, mulțumesc Alexandru, da, s-a mutat LED-ul, puteai să faci și din mâini și din picioare. Ideea e că Andreea a învățat foarte multe și știe să facă foarte multe la editare. Este în bucătăria noastră din spate, dar fără ingredientele astea, sarea și piperul pe care ea le pune acolo, nu ar ieși produsul finit bun. Costi Vașcu îl știm, este corespondent Antena 1, Antena 3, Nața cu Răzvan și Dani. Este co-realizator alături de redactorul șef Mariana Zaharia al ediției speciale Antena 1 Pitești, o mare realizare din nou pentru colectivul nostru. Ne-am dorit foarte mult să avem o emisiune editorial și iată că am reușit și ei sunt foarte ambițioși și își doresc să tot timpul să o îmbunătățească, ceea ce este minunat. Costi este de asemenea implicat în orice campanie umanitară. Ăsta este felul lui, este foarte, foarte săritor, are și o pagină de Facebook, de multe ori rămânem într-adevăr foarte, foarte mulți prieteni și atunci sigur că fiind o imagine pentru Antena 1 Pitești ajută extraordinar și pe el și pe colegii săi. Mariana Zaharia, ce să spun, o știți, este redactorul șef Antena 1 de ani buni. Mariana, cât ai? 8 ani? 9 ani? Ai ceva ani. Deci iată câtă experiență, 10. Aproape 10, iată câtă experiență, vă dați seama că 10 ani să conduci o redacție înseamnă experiență enormă. Prin urmare, ea
Pe lângă faptul că a pornit cu evenimentul care este extrem de greu, eveniment înseamnă să aduci tot ceea ce se întâmplă și noapte și zi în fața telespectatorilor de la Pitești, dar și de la București, pentru că ei sunt cu arma la picior veșnic, camera la picior, cu operatorul, cu mașina, oricând s-ar întâmpla, ei pleacă, indiferent cu are pe Anica, eu știu, acasă și are doar câțiva anișori, ea pleacă imediat la eveniment. Deci a trecut de la eveniment, s-a dezvoltat extraordinar de frumos și spre latura socială și este o mare bucurie să o avem în continuare de 10 ani redactor șef. Deci experiența este fantastică. Simona Pomazan, care are 15 ani de antenă, ce să spui despre Simona Pomazan? Este una dintre primele colege în Antena 1, cu experiență enormă și ea. În 15 ani aproape nu mai are niciun secret despre ce înseamnă profesia de jurnalist. Simona Pomazan are și este corespondentă Antena 1, corespondentă Antena 3, GSP TV, a pus alături de Ionuț Manta pe picioare redacția Sport. Iată o mână de oameni care fac foarte multe lucruri în același timp. Simona este extrem de sensibilă. A făcut cândva o emisiune pentru copii și îi se potrivea extraordinar mănușă. Astăzi nu mai are timp să facă această emisiune pentru copii, deși eu zic că i s-ar potrivi. S-a dezvoltat extraordinar, dar rămâne pentru copii. Iată, s-a urcat prima dată pe scenă într-un spectacol caritabil și a făcut-o minunat alături de Costi Ivașcu. Chiar vreau să-i mulțumesc pentru toată sensibilitatea ei și pentru toată devenirea ei ca om. Lângă noi se află Alina Ghițulescu și ea o realizare pentru noi, pentru că a venit, sigur, în urmă cu 3 ani aproape când a pornit matinalul și a rămas alături de noi. Îi mulțumesc că se dezvoltă și alături de noi. Este o fată foarte sensibilă și ea și, sigur, pe fugă veșnic, pentru că Alina este colaborator, dar rămâne cu sufletul tot timpul alături de noi. Și este, o să vedeți imediat o surpriză, este în mijlocul nostru ori de câte ori Antena 1 înseamnă și cultură organizațională. Pe mine poți să mă sari. Deja. Marian Matei a fost alegerea mea atunci când am pornit matinalul Antena 1 și nu am greșit, Antena 1 Pitești, și nu am greșit deloc. Marian Matei, dincolo de vocea extraordinară pe care o are, vocea de radio, pentru că așa dincolo de cuvinte, așa l-am agățat spre antenă pentru vocea lui de radio, este o prezență spontană, știți bine, fermecătoare, veselă, când nu se plictisește în propria emisiune. Că mai avem și noi momente ca fiecare, sigur că da, am glumit, Marian, acum. Țin să-i mulțumesc pentru tot ce a realizat în matinal. Nu este puțin lucru să vin fiecare dintre, să te trezești la cât, Marian, la 4:30? La 5, bun. Eu mă gândeam că la 4:30, deci se poate. La 5, cam 4:30, 5, da. Da, deci nu este puțin lucru de ani de zile să te trezești la ora aia și să fii la matinal, să nu lipsești niciodată și nu că să nu lipsești, dar să fii tot timpul, indiferent de ce ți se întâmplă cu o zi înainte, ce coșmaruri ai, ce vise ai, dar să vii și să transmiți pozitivism către telespectatorii tăi. Noroc că nu trebuie să se coafeze, vă dați seama la că se trezea dacă se mai și coafa. Deci, dacă mai mergeași la coafor, ca să închei, anul 2013 am spus că a fost greu și din perspectiva macro, sigur, ca tuturor românilor din țara asta ne-a fost și nouă greu să ne menținem și ca întreprindere economică, pentru că suntem o întreprindere economică, însă, gata, terminăm, Alex. A fost un an frumos pentru că ne vedeți în fața dumneavoastră, suntem în picioare, suntem mai puternici ca oricând și ne bucurăm enorm să vă avem pe dumneavoastră ca telespectatori. Sigur că mai avem. N-aș vrea să închiem fără să enumerăm și pe colegii noștri care avem o intervenție, dar ai zis foarte bine, Mariana, și chiar te rog să o faci tu, din redacție, cine lipsește, dintre operatori și chiar din partea tehnică. În spatele nostru sunt o mulțime de oameni fără de care noi nu am exista. Colegul meu de echipă, Silviu Zanfira, nu este aici, un operator foarte bun, care cu experiență. Care e pe eveniment în acest moment? Colegul nostru, Alexandru Vergea, care este la cameră în acest moment și din păcate nu vi-l putem arăta. Colegii departamentului tehnic, Mihai Olaru, Petrișor Lungu, Cristi Paltin, care este în emisie și ne privește în acest moment. Bună, Cristi! Și cred că ar trebui să spunem și de departamentul și Dan de marketing. Dan Badea, să nu uităm. Dan Badea și sigur că da, vreau neapărat în mod special departamentul de marketing, Luminița Popescu director, dar și directorul nostru tehnic Florin Sima, pe care îl sunăm și la care țipăm de fiecare dată când nu ne funcționează ceva, când a picat un calculator, o cameră, un cablu și așa mai departe și care trebuie să ne suporte nervii tuturor.
Da, vreau să le mulțumesc tuturor, dar mai avem, cred, o intervenție, dacă îmi spune regia. Însă, cam fiecare an, Antena 1, și aici vreau să vă arătăm ceva din nou, din Antena 1, din familia Antena 1 Pitești, cam fiecare an, de 4 ani, iată, deveni tradiție, Antena 1 pregătește calendarele speciale în care noi facem parte dintr-un shooting interesant. Anul acesta ideea a aparținut lui Ionuț Manta, Antena 1 News Band, noi orchestrăm știrile și iată ce frumos. După ce în urmă cu 3 ani am fost țărani și Alexandru, avem aici imagini, dacă vă aduceți aminte din calendarul de anii trecuți, Mariana Zaharia, iată-o cu Anica, tocmai a apărut Anica în familia Antena 1, aș putea spune, Simona Pomazan, foarte repede trec, iată pe Luminița Popescu de la marketing. Dacă anul trecut ne-am mutat în casă nouă și iată realizări peste realizări și avem calendarul de anul trecut un pic mai sus, sigur că da, Mariana Zaharia, da? Mă aducem aminte doar de ce a fost în anii trecuți, iată-l și pe Costi Ivașcu. De ce slab erai, Costelo? Și țin să vă spun că cea care mi-oferea flori este Mariana Zaharia. Cum? Cea care mi-oferea flori, țin să precizez, era Mariana Zaharia. Cred că a fost cea mai bună apariție din calendarul ta. Avem o surpriză pentru toți telespectatorii noștri. O să le dăm și cadou în matinal, începând cu 2014. Așadar, haideți să urmărim un making-of de la ceea ce a fost shooting-ul Antena 1 pentru calendarul 2014. A plăcut materialul, doamnelor și domnilor. Ultimele cuvinte acum pe final din partea întregii echipe Antena 1 Pitești. Ne pregătim cu toții de
de Revelion, de noaptea de Revelion, cumpăra dintre ani. Un mesaj de final din partea voastră, vă rog. Cred că, Mariana, ar putea să spui tu mesajul de final din partea tuturor, pentru că toată lumea este de acord. Sau, că ne scoate din... Că tu ești directorul. Suntem la tine în emisiune, da, Mariana. Da, exact. Ne scoate din emisie, așa că spune. Iată, ok, din partea Antene 1 Pitești, vă dorim un an nou bogat, un an nou fericit, cu multe realizări, cu sănătate în primul rând și cu cât mai multe împliniri din toate punctele de vedere și în toate planurile. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în 2013, evident că așteptările sunt mari și pentru 2014, încercăm să ne ridicăm la exigențele dumneavoastră, sperăm să rămâneți alături de noi și vă dorim să aveți parte în continuare de sărbători fericite, la mulți ani și să ne vedem cu bine și în anul care vine. Pe curând, Doamne ajută, sărbători fericite! La mulți ani tuturor!